Bună, România! Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră! Ultima ediție până la Crăciun, că mâine suntem într-un moment de libertate. Bună seara, Răzvan Zafir! Bună seara, Radu! Bună seara tuturor! Într-adevăr, ultima ediție până la Crăciun, ultimele săptămâni obișnuit pe oameni ca vinerea. Ca să tranșăm lucrurile de la început, căutați acolo în cei care sunteți mai norocoși în rețeaua RCSD, pare așa o rețea, pare... Faceți parte din rețeaua RCSRD. Să urmăriți Bună România HD undeva la 179-180. Nu, nu, 179, nu 180, 179. Puteți să vă actualizați lista de canale, sunt niște proceduri. De asemenea, ne găsiți și pe Orange TV, tot în format HD. Asta dacă vi se pare că nu ne vedeți suficient de clar așa SD, cum era pe vremuri tradiționale. Să mai clarificăm mai un pic lucrurile. Au devenit high definition, au devenit HD și lucrurile în privința certificatului verde s-au tranșat azi noapte. În mijlocul nopții a venit domnul Ciolacu și a zis în majoritatea, mă rog, în coaliția acolo, s-a stabilit o majoritate pe ideea că nu va fi certificat verde la locul de muncă. Deci poți să mergi la serviciu fără certificat verde. Și, uite, așa a venit domnul Ciolacu și problema este că decizia a vii cu ea, dar cum o argumentezi? Aici e necazul mare, că de veni cu ea poți să vii, poate să vină oricine cu ea. Nicio rușine să vii cu decizia asta. Cine se uită. Trebuie să explici ce ai vrut cu această decizie. Și domnul Ciolacu îți vădea seama că nu e un virtuos. Nu e o forță a explicațiilor. Un virtuos a explicațiilor. Deci mă uitam astăzi la el, a ieșit pe la ora 11, 12, ceva de genul ăsta în fața camerelor. Oamenii le întrebau, reporterii le întrebau să argumenteze. Și el era așa într-o debandadă a vorbirii, părea într-o debandadă, pur și simplu, părea scăpat de sub control, pur și simplu, ba zicea ceva, domne, cu CCR-ul, ba nu știu ce, cu tare, dar trebuie să fie și legal, trebuie să, nu că n-am vorbit. Păi până acum n-ați vehiculat acest argument, erau reporterii, că n-ar fi ceva legal să faceți, adică ar fi o problemă. Ia lovi constituționalitatea, dar să-l auzi pe liderul Partidului Social Democrat vorbind despre nevoia de a fi totul făcut legal. Totul legal, știm, ca la carte. Ei au doi președinți în pușcărie. Doi foști președinți în pușcărie, trecuți prin pușcărie, mai bine spus, așa, unul cercetat pentru crime împotriva umanității, Iliescu, Ponta, care trebuie să explice dacă n-avea bani la partid de ce și-a luat mașini de lux, și, mă rog, ce au mai fost interne, și unul la NATO, hai să zicem că am zis. Și unul la NATO. Și vorbesc despre legalitate. Mă, când ați aflat voi despre legalitate? Când v-a găsit patima asta? V-a lovit legalitatea fix acum, ceea ce nu e un lucru rău. Legalitatea e destul de importantă într-o societate democratică. Da. Dar nu știam că sunt de acord cu acest principiu și cei de la Partidul Social Democratic. S-a legalizat legalitatea. Bun, hai să ascultăm totuși ce s-a întâmplat acolo, că s-au adunat oamenii niște păreri. Domnul Câțu a rămas ferm în ideea că nu e în regulă, dar se pare că a venit de sus această intenție. Cât de sus? Sigur, e creditat aurul cu acest succes. Ei sunt creditați cu această reușită. Dom'le, ați reușit să blocați. Hai să, nu, exact. Dar, dacă vorbim în mod concret, Klaus Iohannis se pare că a dat această, așa sunt zvonurile, a dat această așa umblă direcție. Vorba? A dat această direcție. Păi având în vedere că Partidul Național Liberal este un partid prezidențial în momentul de față, condus în mod direct de Klaus Iohannis. Al cuvântului. Că până acum și un partid prezidențial sună bine. Dacă ești un fan al domnului Klaus Iohannis, e o idee bună. Da. Să ai un partid prezidențial. Dacă ești un fan al ideii de democrație și pluripartidism și partide conduse de liderii de iure ai partidelor, nu e o idee bună. Depinde ce consumați. Dar pe de altă parte ai un premier instaurat de președintele Klaus Iohannis și ai o coaliție formată de Klaus Iohannis, alcătuit de Klaus Iohannis. Și noi ne întrebăm acum cine a venit cu ideea asta că certificatul în forma s-a prezentat anterior n-ar fi ceva de dorit. Klaus Iohannis. Hai să vedem. Epopeea certificatului verde pare să se fi încheiat cu un eșec major. Proiectul lui Alexandru Rafila a fost ciuntit în coaliția de guvernare. PNL, PSD și UDMR au scos cea mai importantă măsură și anume cea care prevedea obligativitatea certificatului verde. Acest certificat verde trebuie să respecte și legile în vigoare, respectiv Constituția României. Este o propunere, am discutat-o politic în cadrul coaliției. Eu nu am vrut să mă exprim și nu o să mă exprim public pe conținutul ei, pentru că nu sunt de specialitate, dar am discutat și cu experții în zona de constituționalitate. Nu este luată o decizie definitivă în interiorul coaliției, având în vedere atât în ceea ce privește zona medicală, cât și legală,
astfel încât în acest moment să vă prezentăm acest proiect. Ciolacul a pus la punct pe Alexandru Rafila după ce ministrul sănătății amenințase că își va da demisia dacă proiectul său nu va fi adoptat prin asumarea răspunderii. Liderul PSD spune că este posibil să se renunțe însă complet la el. În acest moment este o ordonanță de urgență în vigoare în ceea ce privește certificatul ați verde. Ați constatat că există probleme de constituționalitate în urma discuției în acest moment, în acest moment există o ordonanță de urgență în ceea ce privește certificatul verde. Dacă acest proiect nu aduce nimic nou, alegoric nu are sens să mergem cu un proiect care nu aduce nimic. Domnule, cu dumneavoastră vi se pare normal ca noi, presa și cei care vin de afară să avem certificat verde atunci când intrăm în această instituție în orice altă instituție și angajații și dumneavoastră să nu aveți nevoie de acest certificat verde? Este corect față de noi? Stați ușor. Deci, există o ordonanță de urgență. Exact acest lucru. De aceea, ministrul a venit cu o propunere care, vă repet, are o latură în primul rând de specialitate și o latură să nu încălcăm Constituția. Vom vedea forma finală. De partea cealaltă, Florin Câțu nu pare de acord nici cu această formă discutată în coaliție cu președintele Klaus Iohannis. Eu am fost de acord cu proiectul pe care l-am pus în Parlamentul României. Colegii mei au votat varianta care a fost la Senat, alții nu au votat. Acum discutăm despre ceva ce încă nu avem. Haideți să avem o variantă de proiect. Câțu spune că sunt două criterii esențiale pentru certificatul verde. Dacă cineva vine cu argumente și un alt proiect care este mai bun, specialiștii îmi vor spune că este mai bun și mergem și votăm. Eu am spus doar că, din punctul meu de vedere, certificatul verde trebuie să aibă are două condiții. Să menține economia deschisă și să susține campania de vaccinare. A explicat aici domnul Câțu decizia dânsului, intenția dânsului, până la urmă vedeți că iară nu se face așa, se face cum a zis domnul Ciolacu că se va face și cred că domnul Ciolacu a zis că se va face așa cum a zis de mai de sus domnul Klaus Iohannis, cam așa merge precum virusul de la unul la altul, decizia. Deci asta e dată de la unul la altul. Mi-a plăcut felul în care s-a așezat în explicații domnul Ciolacu, era acolo o parte lemnoasă și o parte feroasă, așa părea, așa a îngrenat el în explicații. O parte fioroasă, pentru că altfel dacă n-ar fi fost speriați, oamenii n-ar fi ieșit în stradă. Hai să intrăm un pic pe analiza politică internă, domnul Buzeanu, că și sunt convins că asta ai venit. Da, altfel nu te dădeai jos din pat. Da. Să vii până aici. Pa. Bun. De ce se ambiționează președintele Klaus Iohannis să îl demoleze politic pe Florin Câțu? Ce rău crezi că i-a făcut în această viață Florin Câțu, astfel încât din vara acestui an să se pună în slujba acestui obiectiv? Aici nu pot să mă îngrenez în punctul tău de vedere. De ce? N-ai loc pentru de că mi se pare că e un pic mai sus decizia decât să-l facem praf pe domnul Câțu. Da, de ce nu-l înștiințezi pe Florin Câțu? Da. Domnul Buzeanu. Nu credeam că am ajuns la nivelul ăla de nuanțe. Vrei să zici că îl lovește pe Câțu intenționat pentru că a zis așa, o să facem cum a zis Ciolacu și gata. Nu. Într-adevăr, de ce nu l-a pus în temă? Dar eu cred că l-a pus în temă. Nu l-a pus în temă. Eu cred că l-a pus în temă pe domnul Câțu, dar cred de asemenea că domnul Câțu vrea să nu aibă nicio vină. Când îi se va reproșa peste câteva luni, uite că așa că, după dincolo să zic, domnul, eu am anunțat și v-am spus. Domnul Buzoianu, să achiesez la teoria ta, dacă astă vară domnul Câțu n-ar fi anunțat un calendar al relaxărilor și la scurt timp ar fi veni Klaus Iohannis și ar fi zis, vă spun eu ce și cum. Înțelegi? Pe care îl pui președinte de partid și îl anunți premier, n-o să fie. O să fie domnul Ciucă. Nu, și lași să se înverșuneze, să spună că niciodată cu PSD-ul Alianță, niciodată, lași acolo la tribună, era acolo, râdea pe scaun, parcă și văd la congres pe Klaus Iohannis cum râdea. Deci l-a lăsat în offside cu fiecare ocazie, pe subiectele importante, da. Pare că e cel mai mare adversar al lui Florin Câțu. Nu înțeleg de ce. Că domnul Florin Câțu, de bine de rău, a fost un politician cu potențial la un moment dat, unul în care putea evolua în carieră, eu chiar am considerat, uite, de exemplu, când a izbucnit pandemia, știi că Florin Cățu a fost propus premier. Și a fost rugat să se retragă și a revenit Ludovic Orban. Era mai de pandemie, părerea era o situație atipică. Mai... Deci mie atunci mi s-a părut extrem de nedreaptă atitudinea pe care Partidul Național... Ba chiar am și vorbit atunci, da. Ce aminte. Deci dacă l-ai lăsat pe Florin Cățu să își asume formarea unui executiv, nu-l pui să se retragă pentru că stați că e o situație dificilă. Trebuie să ai informații că situația e dificilă și să iei o decizie înainte de a-l pune în situația asta jenantă pe Florin Cățu. Asta și a spus mai mult decât atât atunci... Că va veni un moment în care Florin Câțu va fi premierul României și va fi un premier al României foarte bun. Asta era convingerea mea la acea dată.
Eu nu știu dacă Florin Câțu n-a fost un premier foarte bun. Eu știu că Florin Câțu a jucat politic rău. Și nu neapărat rău, cât urât. Asta e punctul meu de vedere. La nivel de competență guvernamentală, e greu de evaluat. A fost un guvern pestriț, de partide care nu se prea suportă. Nu așa se analizează prestația unui cabinet. Eu am analizat mai degrabă prestația sa în interiorul Partidului Național Liberal și chiar și acolo l-am pus într-o conjunctură favorabilă. Pentru că sunt convins că dacă ar fi avut libertate de mișcare și n-ar fi fost presiuni cotroceniste asupra actualului președinte PNL, Florin Cățu ar fi gestionat altfel problema. Dar dacă așa a vrut Klaus Iohannis, te folosești de om și acum îl pui în situațiile astea. E nedrept. Aici mă despart de punctul de vedere în ceea ce privește certificatul verde. Nu cred că nu l-a înștiințat, nu cred că Florin Câțu știa mai puțin decât știa Ciolacu. Cred că și-a creat acum un alibi pentru ce se va întâmpla peste câteva luni, dacă se va întâmpla, că nu știm sigur dacă se va întâmpla, peste câteva luni, când, dacă situația va degenera, va apărea domnul Câțu și va spune: vă aduceți aminte? Eu v-am explicat. Eu am spus punctul meu de vedere, atunci nu m-ați ascultat, ați făcut cum ați vrut, poftim. Deci el își creează în momentul de față acest alibi, sigur, legitim, atenție, pentru că el nu doar spune și vrea, adică nu doar spune ce ar trebui să se... Deci tu vrea, nu crezi că Florin Câțu știa mai puține de la Klaus Iohannis acum decât Marcel Ciolacu? Mă refer acum. Mă refer în situația actuală. Dar crezi că în principiu Marcel Ciolacu a avut o comunicare mai directă? Păi am explicat-o atunci, Klaus Iohannis. Am explicat-o la momentul în care l-am urmărit pe domnul Ciolacu. Niciodată când ieșea la declarații, în momentul când se desfășurau acele negocieri, niciodată el nu spunea mai mult decât urma să se întâmple. Niciodată nu era prins într-un spre nou deosebire de... Spre diferență de Câțu. Bun. Deci până acum sunt de acord, dar de aici înainte mi se pare că nu mai e despre asta. Florin Câțu acum face o oarecare opoziție tacită așa și uneori mai vocală. Face opoziție la ce se întâmplă pentru a se... disculpa, deși când se iau decizii, nu sunt 7% din buget la investiții. Păi eu am spus să fie, o să vină peste câteva luni. Dom'le, eu am vorbit să fie investiții, să fie, dar dacă nu m-au ascultat... Radu, al doilea om în stat e președintele partidului care conduce guvernul. Nu poți să fii în opoziție. Nu poate să fie președintele partidului. Domnul Câțu, când partidul e al domnului Iohannis. Trebuie să stai tu PNL și vezi acolo cine conduce partidul în mod oficial. Deci tu ca președinte de partid... Partid care conduce guvernul. Da. Președinte al Senatului, numărul 2 în statul român, da. Tu nu poți fi în opoziție. Nu există varianta asta. Asta nu e o carte pe care să o joci. El nu poate să fie în opoziție, dar poate să fie în opoziție așa cum, uite, de exemplu, se întâmpla și USR-ul să pară că e în opoziție în acea coaliție. Era un partid junior. Așa. Era un partid mai mic, aflat la guvernare și chiar se afla în opoziție. Raportându-se la partidul mare de la guvernare. Și domnule, acolo era avea sens. Da, aici. Eu așa îl văd pe domnul. Și cine e la putere dacă domnul Câțu e în opoziție? Păi pare că la putere este gestionarul Partidului Național Liberal de facto, care este Klaus Iohannis, care din când în când, în momente importante, vine și spune: bă, trebuie neapărat certificatul ăsta verde. Și deci Florin Câțu vine în opoziție cu Klaus Iohannis, pui. Da. După care vine și spune: păi asta a fost examea puțin mai devreme, de la ce noua chestie. E în opoziție cu Klaus Iohannis. Dar asta nu înseamnă că nu intuia că Klaus Iohannis va decide lucrul acesta. Intuia sau nu intuia? Eu n-am vorbit despre intuiție, eu am vorbit despre comunicarea dintre Klaus Iohannis și Florin Câțu. Asta, o chestiune distinctă. Asta mi se pare că el, Florin Câțu, joacă la nivel de discurs cartea aceasta pe care o are la îndemână, în care spune: domne, eu am stabilit lucrurile, că el și când s-a făcut această coaliție a spus: domne, eu voi veghea să se întâmple lucrurile, adică nu abdicând de la principiile noastre. Acum văd că abdică de la un principiu după altul. Zăi să facă, în momentul ăsta e o moarte electorală a lui Florin Câțu, care vine și spune: principiul meu este investiția. Principiul meu este certificatul verde. Și vezi că ușor, ușor nu poate să abdice de la aceste principii. Dar dacă el e în opoziție, că teza mea a fost că îl sabotează Klaus Iohannis. Da. Și mi-o susțin. Dacă el este în opoziție față de Klaus Iohannis, și crezi că fiind în opoziție nu e sabotat de Klaus Iohannis? Adică domnul președinte Klaus Iohannis acceptă opoziție fără a spune că nu-l sabotează. Eu am zis că păi asta e tot ce am zis, ne despărțim, nu știu. Ne despărțim pe direcția ta, certificatul de la mine. Pe certificatul verde. A fix pe subiectul ăsta. Deci nu știa el exact. Ei, și pe subiectul ăsta. Bun, acestea fiind spuse, mergem la un subiect cu adevărat spectaculos. Până acum n-a fost senzațional, domnul. Nu, abia aici începe spectacol. Oh, dar ce gusturi exagerate ai. Anca Dragu, al doilea om în stat, președinta Senatului. Pe vremuri. Cum se organiza. Postul al doilea om în stat, pentru că tocmai am vorbit despre al doilea om în stat în zilele noastre. Cum se organiza doamna Anca Dragu, cum era dânsa așa. Da. Și vedeți că era așa un monument al bunului simț, așa se verticaliza, dacă o vedeați tot timpul stătea într-o stare așa de om care ar fi de o moralitate impecabilă și nu stătea și la... ce nu e? Hai să vedem ce s-a întâmplat. Hai să urmărim despre ce e bun.
Jurnaliștii G4 Media au publicat un document intern al Senatului României care arată că vara trecută președintele Senatului de la acel moment a utilizat resurse publice în interesul său propriu, al familiei sale și al unor apropiați. Sub acoperirea unei delegații, Anca Dragu a folosit mașinile instituției angajați de la Serviciul Protocol și Pașapoarte al Senatului, precum și salonul prezidențial de la aeroportul Otopeni, pentru a avea facilități la îmbarcarea în avionul care a transportat-o în vacanță în Franța. Într-un drept la replică, Anca Dragu a invocat faptul că accesul la aceste facilități a avut loc la recomandarea serviciilor de securitate, ea fiind atunci numărul 2 în statul român. În adresă se solicita accesul membrilor delegației, precum și al unor reprezentanți ai Senatului de la Serviciul Protocol și Pașapoarte, la salonul prezidențial Corp C din aeroportul Otopeni și se cerea sprijinul în facilitarea formalităților de îmbarcare și trecere a frontierei pentru cei 6 membri ai delegației în frunte cu Anca Dragu. Conform indicativelor aeronavelor, a fost vorba de curse low cost pe traseul București-Marsilia și retur. Spre finalul adresei au fost indicate numele a 3 angajați ai Senatului care urmau să conducă întâmpine delegația la aeroport, precum și o listă cu numerele de înmatriculare de la 5 autoturisme. Documentul indică faptul că din delegație au mai făcut parte soțul, politician USR în județul Constanța, fiica și fiul minor al Ancăi Dragu, un coleg de facultate al fiicei și o prietenă de familie. La mână. Hai să dăm un pic documentul să-l analizăm. Doamna Anca Dragu s-a dus așa, a luat-o către Franța, încolo înțeleg că Marsilia s-a deplasat și s-a deplasat împreună cu familia. Erau foarte multe nume Dragu acolo, erau doar nume Dragu, dacă stai să... Nu, erau și niște nume. Mai era și un pic. Erau și două nume diferite. Erau patru? Da. Patru erau? Patru nume Dragu și alte nume. Uite, plasare în Franța. Delegația va pleca în Paris duminică nu știu ce, cu tare. Se va întoarce la București duminică nu știu ce. Având în vedere nivelul delegației, zici delegație, e clar că e vorba de o vizită oficială, domnul Zanfi, nu poți merge în delegație cu familia, nu? Având în vedere nivelul delegației, vă rugăm să permiteți accesul membrilor delegației, precum și accesul reprezentanților Senatului la salonul prezidențial, Corp C, și să ne sprijiniți în facilitarea formalităților de îmbarcare. Deci lucrurile stau în felul următor, doamna Anca Dragu, în această funcție de, asta e acuzația care i se aduce, în această funcție de șef a Senatului, s-a dus împreună cu foarte mulți membri ai familiei, dacă vedem prieteni și așa mai departe, dacă îi luăm la mână, vedem ce e cu fiecare. Așa s-a dus, s-a deplasat la Marsilia, beneficiind de toată situația asta, de parcă ar fi președintele României. Deși al doilea om în sat, poți să zici, bă, trebuie să, dacă păsești ceva Iohannis, devenea președintele României. E dificilă speța, domnul. E dificilă, nu e ușoară, dar e și spectaculoasă, e și frumoasă, mai ales că avem de-a face cu... Deci întrebarea e în felul următor. Da. Se încearcă prin acest document să se acrediteze ideea că grupul acesta, dă membri ai familiei și prieteni ai familiei, reprezintă o delegație oficială a statului român, sau se folosesc niște termeni specifici, în sensul în care doamna Anca Dragu este președintele Senatului. Al doilea om în stat, domnul Buzian, îți dă 5 ori în emisiune. Dar mai președinte. Îți dai seama, ți se duce Iohannis să se opereze sub anestezie totală, ai nevoie de ea. Da. Doamne ferește, nu-i urez așa ceva președintele, dar poți să știi în ziua de azi. E, care e procedura corespunzătoare? Președintele Senatului merge frumos, uite, cu SPP, cu tot ce trebuie, și restul familiei să stea să-și facă check-in sau cum păi da, restul familiei, stai un pic, restul familiei, fiind vorba de o deplasare, de o vacanță, stau și mă gândesc, beneficiază așa toți de nu situația... Știu, te întreb, am spus că e speță complicată, dacă era o speță simplă, ți-aș fi explicat, fiind o speță complexă. Nu, aminte, domnul să știi că președintele Senatului este al doilea om în stat și când merge în vacanță. Mi-aduc aminte la un moment dat că procurorul general al României a avut un necaz mare, că venea de la Ploiești cu girofar. Da, așa este. Venea de la Ploiești și a trebuit să fie înlocuit, a avut și dosar. Mamă, deci ce a fost? Cum îl chema? Că nici nu știu cum îl chema. Bă, așa. Da, nu vreau să fac reclamă. Nu vreau să-i facem reclamă. Da. Deci a avut necaz mare că venea cu girofar. Da. Aici apar mai multe girofare. Deci procurorul general al României... Nițu, parcă se numea, nu? Așa, a început să mi se învârte și mie girofarul când am văzut. Uite ce frumos a dus doamna la Marsilia. Păi, de altă parte, procurorul general nu e un funcționar. E un funcționar, da. Nu? Nu e, da. Președintele Senatului este al doilea om în stat. Și mie mi se pare oarecum haios așa să vorbim de o delegație formată din soț, formată din copilași, formată din niște prieteni. Că zici delegație, pare că nu te gândești de aia. Vedem apoi din partea Senatului României conduce și întâmpină delegația. Domnul Romeo, consilier, domnul Șerban, tot consilier, domnul Tudor, de la Serviciul de Protocol și Pașapoarte. Adică pare că s-a pus în mișcare statul român. Dar nu îmi dau seama care este procedura legală. Deci atunci când pleacă șeful
președintele Camerei Superioare a Parlamentului, al doilea om în statul român. Care e procedura? El se duce protejat ca un demnitar de cel mai înalt rang și ăștia alții vin cu rata? Păi, la ea, mă, nene, da, cocoare? Nu înțeleg care e procedura, asta încerc să aflu. Pe procedură, hai să vă intrăm pe procedură. Hai pe procedură. Uite, procedural, eu știu pe președintele partidului doamnei Dragu, ba chiar și fostul președinte, adică doamna Dragu vine de pe latura mai degrabă plus decât USR, nu? Așa. Și domnul Cioloș, când era el mare premier al României, domnul era surprins mereu în avioane la clasa economică, era surprins. Asta numai... când nu mergea pe jos până, nu acolo, până la destinație. Adică pare că nu e obligatorie această procedură extrem de fastoasă și era premierul României, nu? Da, e sub președintele senatului, premierul României. Da, dar era premierul României, era o funcție. Avea și el SPP, avea și el acces la... Așa, și dacă premierul României decide să renunțe la privilegii și într-un exercițiu de imagine se duce și se plimbă cu rata interjudețeană, da, e obligat și președintele senatului să facă asta? Ce acuzați? Deci, pe mine nu mă interesează dacă este sfidător sau dacă este imoral. Da. Pe mine m-ar interesa să aflu... Procedural. Legal. Dacă este legal. Da. Pentru că dacă a forțat un pic limitele propriei demnități publice ca să meargă cu familia într-o vacanță, familia și prietenii într-o vacanță, da, mi se pare așa, un chelner de bacșișuri mici. Dacă pe de altă parte asta e procedura, nu-mi dau seama că e chiar o lovitură dată bugetului statului român, că nu știu ce s-a întâmplat și au zis să intre și în salonul ăla. De salonul ăsta prezidențial. Și stai și te gândești așa când pleacă cu familia, nu? Oricare, da, membru al important. Președintele ar fi putut face asta? Președintele, bănuiesc că dacă e prezidențial, bănuiesc că ar fi fost. Deci președintele României, dacă ar fi fost în postura doamnei Anca Dragu, da, nu ar fi generat această știre. Păi vorbim așa, dar eu știu, domnul Zafir, că exact pe diplomație... Deci când președintele României pleacă alături de doamna Carmen Iohannis. Da. Beneficiază de se acest... Se formează o delegație. Există cineva de la serviciu de protocol care întâmpină delegația? Că, până la urmă, care e rostul acestui salon prezidențial care se și închiriază? Înțeleg că se și poate închiria, până la urmă. Dar care-i sensul lui? Adică în momentul când e vorba de o vizită oficială, când are președintele o vizită oficială sau când are președintele orice fel de deplasare sau orice fel de demers, nu? Adică sunt niște... Lucrurile astea trebuie lămurite, domnule. Trebuie lămurite. Dar eu te întreb, dacă președintele Klaus Iohannis ar fi plecat alături de doamnă, da, că înțeleg că toată lumea spune prima doamnă. În vedere că vorbim română, nu americaneză, nu există prima doamnă. Da. Nu există instituția primei doamne în România. Da. În păcate pentru toți cei de președinte. Doamnei, dar ce să-i dă, să sunăm pe doamna? Și ce să o întreb, mai rău o deranjez. Poate se pregătește și dânsa. A zis că mi-a zis SPP-ul, așa mi-a zis SPP-ul. Poate așa i-a zis SPP-ul. Prima doamnă cu mașinile noastre. Pune-l pe domnul Paoțu să-l întrebi. E posibil ca asta să fie recomandarea. Acum mă pun și în locul SPP-ul. Ce să zică SPP-ul? Domnule, dumneavoastră avem grijă, pentru ăștia nu garantăm. Domnule, tu ăștia să se descurce. Dar pare ce totuși... Adică nu vorba numai familie, uite, mă uitam aici, vorba de toată prieteni? Lumea beneficia, s-a plecat în Franța cu mare fast, în concediu. Eu nu știu, mă, cât poți să răspândești în privilegii în jurul tău. Dacă în aura privilegiilor tale, dacă pot gravita și niște membri ai familiei, doi, un cunoscut, vecinul. Domnule, e foarte infecțioasă această funcție. Imediat se... imediat... Și 30 de metri în jurul meu s-a creat privilegiu. Nu știu, e greu de evaluat. Dar nici n-aș vrea să pic așa să alunec pe fenta asta să spună, a, păi de-aia n-avem bani de pensii, de-aia avem bani de salarii. A plecat Dragul cu copii. Păi ce să facă, mă, copii, la crește? Un coleg de facultate, dacă au păstrat legătura, și o prietenă de familie. Prieten apropiat. Toată lumea, iar chiar că nu e o chestie oficială. A luat și doi vecini, un animal de companie. A dus toată lumea. Ce să faci, a ajuns mai mare doamna Dragu în țara asta și până la urmă vezi că se răsfrânge acest beneficiu și asupra celor dumneavoastră. Hai că dacă o rugai, cred că te lua și pe tine. Revenind, acolo cu prietenul de familie și cu colegul de facultate, da, mi se pare așa de prost gust că i-a inclus în delegație. Da. Din partea doamnei Anca Dragu. Hai că am reușit să-mi identific ce anume nu-mi convine la povestea asta. Băi, că a plecat cu familia, băi, e firesc să fie așa. Deci este firesc, dacă ea beneficiază, beneficiază și familia. Nu are cum să beneficieze ea și copiii nu. Copiii nu știu, doamnă, sunt mari, se descurcă. Să ia și un autobuz, să facă autostopul. Nu, aia nu intră car. Dar faptul că pe lângă familie, ea a venit și cu un vecin, a venit și cu vânzătoarea de la Prozar cu care se înțelege, îi dă proșiile alea bune românești, aici pare că s-a bucurat cam mult de privilegii. Și nu cred că i-a spus SPP-ul, da, doamnă, aduceți pe cine vreți, nu-i problemă. Și necunoscuți, luați cu dumneavoastră acolo să aveți în suite. Nu cred. Și dacă i-a spus-o, da, a fost mai degrabă un mărotrăvit. Și ca al doilea om în stat, dita mai un politic, cum e doamna Anca Dragu, că spui Anca Dragu, spui politică la cel mai înalt nivel, Radu. Ți-e mai mare Dragu, domnule. Da, Anca Dragu. Dar, fiind la nivelul ăsta, n-ar fi trebuit, știi, să zică, da, pot
și nu deranjez, nu, doamnă, simțiți-vă, bine, atunci o să o mai iau și pe o verișoară din provincie. Nu merge. Acestea asta nu merge. Spuse... Dacă așteptai la mine niște critici, că te uitam. Cum... Păi mă uitam, dar... Te uitai așa când vezi că sunt un om rezonabil și înțelegător și așa nu-ți convine. Da, așa, a, ce faci? Da, mă gândeam, doar singurul gând pe care l-aveam și spun sincer. Dar spune că te-am văzut că ești. Mă gândeam la domnul Cioloș. Domnul Cioloș. Cum o fi citit domnul Cioloș de la Bruxelles, de unde se află dânsul acolo în modestia sa... Că doamna Anca Dragu, pe care o vehiculează peste tot, că pare că e mâna lui dată cea mai apropiată persoană din acest partid al domnului Cioloș. Până la urmă tot o vehiculează, de-aia au și pus-o șefa senatului. Cum s-o fi uitat domnul Dacian Cioloș de această știre? Cred că a nebunit. Cuind, cum să se uite. Deci din modestie a nebunit. Pur și simplu, a avut o nebunire asta modestă. Nu, că n-a nebunit așa să... El are harul modestiei. Da. Hai, bun. Interesant. Acum, pe de altă parte, se întâmplă și lucruri extraordinare. Uite, de exemplu, avem această zonă de digitalizare a României care nu mai probleme ne ridică. L-a văzut pe domnul Roman, digitalul nostru, mai mare de digitalizării românești, așa? Deci, domnul Roman, deci noi ne-am promis, unul altuia, da, că încercăm să-l ignorăm pe domnul Roman. Încercăm să ne vedem de viață. N-ai cum, frate, n-ai cum. Asta e. Este plăcerea noastră vinovată, domnul Florian. Am înțeles, să-l lăsăm pe domnul Roman, ți-am zis, da. Radu, dar mai lasă-l, doamne, iartă-mă pe domnul. Dacă să te simți, să nu te simți vinovat, că nu-l lași pe domnul Roman. Îți creezi eu, mă, alibi. Da. Dom'le, n-ai cum să-l lași pe domnul Roman. N-ai cum, bă, nu poți, organismul cere să zici ceva. Nu, Roman a fost ministru cercetării, digitalizării și inovării. El este singurul parlamentar în exercițiu despre care un coleg de parlament ne-a spus că a ținut, că nu știe să... Ce a ținut? Nu, a ținut morții. O te duceai la ea cu greva foame? Da. O zic și pe aia. A ținut greva foame un dar pic, nu m-a mai provocat. Între două mese. A ținut între mic dejun și prânz greva foame? Păi dacă s-a rezolvat. Păi dar și cum să mori? O să vezi că până la urmă și nutriționiștii recomandă. Dom'le, între mese dacă să nu putea vine greva foame, sfatul ăsta. Da. Deci ni s-a spus de către un parlamentar în direct la această emisiune, dar eu nu cred. Nici eu nu cred. Dar ca jurnalist sunt obligat să vă livrez informația, că poate ați ratat ediția. Și intrăm pe telefon, bună ziua, am vorbit diverse, nimicuri, fleacuri. Știi cum mai vorbim noi, da. Și la un moment dat a zis, domnule, dar dumneavoastră știți că domnul Florin Roman nu poate să deschidă un calculator? Cum nu adică să-l depaneze? Haideți, domnule, nu să-l depaneze, nu știe să-l pornească. Eu nu cred așa ceva, dacă vă spun. Nu vă cred, pe cuvântul meu de om. Deci mai avea puțin să se jure pe... Da. Așa. Ce faci, Radu, cu această informație? Ce faci? Iei act de ea? O ții? N-am cum să țin, că era în direct. O uiți, n-ai cum. E în arhivă. A rămas, avem caseta martor. S-a stabilizat acolo. Ce să fac acum? N-avei ce să și după aia mă uit la el cum era ministrul digitalizării. Dar ai văzut că avea rucsac acolo în spate și mă gândesc că avea un laptop acolo. Când ce pui în rucsac? Ce spui în rucsac celul ăla? Pachet. Mâncare? Acum, uite că au făcut o băutură. Au împachetat-o pe o tânără acolo. Au împachetat. Dar n-are niciun fel frumos. De... Nu. Au împachetat-o frumos. Mai ții minte pe Petrica de-aia? Da. Nu. Da. Revenind. N-are niciun fel de legătură domnul Florin Roman. Nu, cu speța asta. Cu speța asta. Deci dânsul are păcatele sale. N-are sens să-l încărcăm și cu fapte de care chiar nu se face vinovat. Deci să povestim ceva care n-are nicio treabă cu Florin Roman. La Autoritatea pentru Digitalizarea României sună așa foarte pompos. Sună, dar să știi că nu-i mare lucru. Așa, șeful acestei autorități, se pare că au angajat-o pe o doamnă despre care se vorbește că ar fi într-o... Da, aici n-aș intra în zona asta, că sunt niște speculații, este irelevant, dar tot... Ce speculații sunt? Că ar fi... Ar fi o relație cu ea, nu știu. Relație profesională? De ce m-ar interesa chestia asta? Pentru că n-are alt argument în favoarea ei. Adică în favoarea numirii ei la această funcție nu există alt argument decât ăsta. Adică ar trebui să spună, da, domne, e amanta mea, da, i-am pus-o. Ar fi în favoarea ei să zică chestia asta. Că altfel pare totuși, bă, de ce ai pus-o pe femeia asta care e machioză de meserie? De ce ai pus-o? Nu e machioză de meserie. Mă rog, a trecut inițial, sau la un moment dat a fost machioză. A avut mai multe. A fost consacrată pentru activitatea de animatoare în club. Activat ca hostess, așa se numește, speța, în mai multe cluburi de noapte din capital. Dar nu, da, aveți poze? Le Gaga, Princess, adică cluburi de... Nu, dar n-a spus nimeni la cel mai înalt nivel. La cel mai înalt nivel. Asta aici, nu vorbim de mediocritate, nu. Vorbim totuși de... Se investește în excelență. Da. Înțelegi? Da. A fost, bă, e o etapă firească. Da. Club, make-up, digitalizare, tată, că ăsta e viitorul. Și te-ai zis... Plus că acum cluburile sunt în marea lor majoritate închise. Ce și unde mai facă? Ce n-ai? Te orientezi către ministere. Ai văzut câte ministere s-au deschis în nou cabinet? Trebuie să-ți găsești un loc să dansezi și uite, într-un minister. Bravo. Așa. Make-up artist. Dacă nu mai fac ăștia, anunți botezuri. Ce mai următări, mai... mă rog, știu cât da, poate. Da. Ce să mai machiezi? Nu mai sunt evenimente. Că a ajuns director de cabinet. Asta se cere acum. Autorit.
Autorității pentru Digitalizarea României, această doamnă, da, pe care am prezentat-o inițial machioză, apoi dansatoare, hostesă sau cum, ce doamne, iată, mă făcea acolo în cluburile astea. Da. Asta cu hostess în club, nu știu, n-am, când mergeam eu pe vremea mea, nu exista această chestiune cu hostess. Nu exista. Da, în Cretacic. Poate a mai apărut. Și pe nici în Paleolitic. Erau animatoare, da. Domnul Buzeanu, pe vremea ta când mergeai în cluburi nu se inventase roata. Domnule, animatoare existau. Dar nu exista ideea de hostess, nu știu, să tă. Dar unde ați adus-o pe asta cu hostese? Păi așa scrie aici, a fost prezentată de către articol, așa e prezentată ea, așa e vehiculată, hostesă, ce că era hostesă. Hostesă în mai multe cluburi. Adică așa. Gazdă. Ce o însemna asta? Băi, cum s-a spus nouă în Maramureș? Da. Găzdoică. Găzdoică, am auzit și asta, da. Prima. Bun, o cheamă Alina Bondocu. Și ce să-i fac? Director de cabinet. Sigur că a existat o serie de mirări aici în toată treaba asta. Dom'le, ce cu ea acolo, cum a ajuns, de ce ea și așa mai departe. S-au tot dat interviuri, a venit omul ăsta, s-a tot justificat și el. A tot explicat, dar până la urmă n-ai ce să-i faci. Uite-te și tu, director de cabinet la... Aș vrea totuși să fac o legătură între ce vorbeam puțin mai devreme și spuneam că tu probabil n-ai mai fost în... club din Cretacic, din... Ai trecut la Jozoic, am poate. Auzit chestiile astea, dar da. Mă rog. Doamna, am înțeles că se numește? Se numește Bondocu, Alina Bondocu. Știi că probabil cel mai cunoscut dinozaur care a trăit pe meleagurile românești este, da, balaurul Bondoc. Eu zi. Uite, deci practic n-am. Ar fi existat, poate nu doamna Bondocu, da, dar un Bondoc sigur era în vremea în care tu mergeai în cluburi. Bondocu, doamna Bondocu, în schimb, există în această... Dar nu se numeau, mă, discoteci pe vremea ta? Ai prins club? Ideea de club? Dumnezeu, s-a prins, s-a nimerit. Problema e alta. Cum o justificăm pe doamna aceasta? Cum îi găsim o explicație? E foarte simplu. Ca, în prezența domniei sale, sigur că poți să te gândești că ea era acolo. Dar te ducea după aia, învăța, făcea, degea, se digitaliza. Foarte bună pe digitalizare, animație și make-up. Bun. Sunt mai multe variante de lucru. Bun. În momentul de față înseamnă că n-a existat un comunicat de presă care să lămurească. Eu sunt deschis la colaborări pe zona asta. Adică înțeleg, dar... Pe animație, pe make-up sau pe digitalizare? Și pe a le întruni pe toate trei. Să vedem cum poate să le întrunească pe toate trei. Bă, da, dacă era sub discotecarul Teodorovici, aș fi înțeles. Da. Acolo ce-i, domne. Dar aici cine e președinte? Ia vezi cine e președinte. Spune-mă numele, mă, că de-aia a ajuns demnitar. I-aș da numele. Dar nu-l găsești în articol. I-aș da numele, dar este irelevant că nu știe lumea. Și dacă îl găsesc, nu știe lumea. Păi ia, colegii de regie, faceți o poză și cu șeful instituției. Lucrurile trebuie să existe o trasabilitate a angajaților. Da. Revenim. Se încearcă o cosmetizare a instituțiilor statului, domnul Buzeanu, o schimbare la fața instituțiilor statului și ai nevoie de un make-up artist. Altfel nu poți să rezolvi din interior problema asta. Instituțiile statului sunt îmbătrânite, da, deloc atractive, da. Imaginea instituțiilor statului e una prăfuită, așa cum a adus-o... A, gata, nu are nicio legătură. Asta e. Aleg varianta, care era prima variantă, că ce? Dar eu m-aș întreba și în privința lui. El, probabil tot pe zona de animație. Eu și aici aș pune o întrebare. Dar el cine e? Cine e? Bă, cum îl cheamă? Colegii. Dar se impune așa când apare. Regia de... Cum îl cheamă? Eu și la el am niște întrebări. Dar aș rămâne cu întrebările la dânsa. Ea pare regulă acum în comparație. Să nu luptăm pe mai multe fronte. Dar el ce știe să facă? Cum a ajuns el? Că pare că tot articolul o vehiculează pe ea. Pare că acolo e problema. Când de fapt stai așa. Nu vreau să aflu totul despre domnul acesta. Aflăm nimeni acum îl cheamă. Dați-i imaginea pe tot ecranul. Nu vreau să fim în această. Așa, lăsați-i numai pe ei. Nu are sens să ne... Da. Să ne da. Domnul acesta care se impune aici pe ecran, până la urmă a adus-o pe dânsa. Pare totuși că dacă a adus-o, ceva pricepere ar avea și de dânsa. Că nu vedem. El vine și explică, domnule. Nu e chiar așa, vine cu o declarație interesantă. Octavian Oprea îl cheamă și jurnaliștii de la Newsweek. Zice domnul Oprea, zice domnule, v-ați obișnuit să-și aducă amantele toți în instituții, nu mai e ca pe vremuri. Asta e linia lui de apărare. El zice așa? Că nu mai e ca pe vremuri, v-ați obișnuit cum era înainte să-și aducă lumea amantele în instituții. Nu mai e, domne, așa zice el. Păi eu citesc aici... pe Newsweek.ro, da? Da. Prestigioasă publicație, domnul. Sigur, nu se... N-am văzut să comentez până acum când citam de Newsweek, să nu te aud nici acum chiar cu reproșuri. Îmi accepti această sursă de informare? Ce zice sursa? Păi nu știu, mă accepti? O acceptăm, sigur. Dacă o accepti, citesc. Fabin Orcan, sigur. Începem cu nume de astea grele. O numire halucinantă a făcut valuri până acum tăcute. Nu dau seama ce a formulat așa. În instituție. Așa. Președintele Octavian Oprea și-ar fi adus amanta de profesie make-up artist în instituție pe funcția de director de cabinet. Mai mulți membri ai echipei au început să-și dea coate pe la colțuri. Asta e ce Newsweek.
Ce nahal de formulă. Atunci când a devenit oficial că președintele Octavian Oprea și-ar fi adus iubita într-un post în ADR. Da, eu vreau să stabilim ea, amantă sau iubită? Contează. Poate o și iubește, domnul Zafir. Este o amantă iubită. Stai, mă, dacă e însurat, e amantă. Dacă nu e însurat, e iubită. Eu nu vreau să intru pe zona aceasta. Așa. Dar e singura explicație vehiculată. Eu sper că sunt împreună, altfel n-are niciun fel de sens. Deci e singura explicație. Frumos așa ar fi. Și chiar ar fi să nu, deci ca să nu le strigăm mai o povestea de dragoste. Mamă, șefă de cabinet. Pă da. Cine aduce aici, mă? Hai să fim serioși. Haide că până la urmă... Că nu se înghesuie lumea să fie da. Șef de cabinet la... Asta cu digitalizarea. Cu digitalizarea. La această instituție. Instituția asta a fost înființată în 2020, probabil mulți vă uitați așa și agenția, avem agenție pentru digitalizare, își propune să ajute românii să ajungă la un nivel al competențelor digitale comparabil cu cel al celorlalți europeni. Că poate vă întrebați, doamne, iartă-mă! Că l-ajute și pe Florin. Doamne, și cu această agenție care probabil cheltuie o grămadă de bani și uite că tocmai va explica colegul meu. Domne, este în favoarea dumneavoastră să vă ajute să vă ridice un pic din această neștiință în care zaceți. Dar nu știam, domnul Buzeanu, că dumneavoastră sunteți coleg cu Alina Bondocu. Acum descoper. Faceți acuzații grave. E nevoie să aflu din presă? Nici măcar la nivelul ăsta de discuție? Nu poate exista sinceritate între noi? De ce nu mi-ai spus? Dom'le, vă mărturisesc că nu aveam această informație că aș fi coleg. Da? Deci colega dumneavoastră... O iau în calcul. Se poate. Colega dumneavoastră, Alina Bondocu, a fost angajată director de cabinet. Eu zic să-ți repoziționezi declarațiile, pentru că nu e civilizat să strigi. Ce nu e colegial. Dacă cine unește, domnul Zanfir? Alina a terminat facultatea de jurnalism. Ah, am înțeles. Și nu oriunde. Dar unde? La Hyperion? Nu. Păi stai că eu n-am terminat la Hyperion. La Spirul Haret? La ce a făcut? Bingo, s-a strigat bingo. La prestigioasa instituție de învățământ superior, Spirul Haret. N-am făcut la Spirul. Păi nu, n-am spus că ați fost colegi de facultate. Colegi de... colegi de breaslă. A, de breaslă, da. Așa da. Deci colega ta de breaslă... Da, acum se justifică. Nu te bucur că ajung jurnaliștii în posturi cheie? Vreau să mă jurnaliștii, acuzații. Animatorii, make-up artiștii? Vreau să retrag acuzațiile. Deci acum că aflu că are la pregătirea asta de jurnalist, sigur, la Spirul Haret. Mă rog, acolo... Dacă îl sunăm pe domnul Oprea, Octavian, da. Dacă îl sunăm pe domnul Oprea, Tavi Oprea, cum ar fi, ce, doamne, corect. Așa. Dacă l-am sunat pe Tavi Oprea acum, da. Probabil ar fi jignit de lipsa noastră de colegialitate. Dar nu există solidaritate în breasla asta a jurnaliștilor. O tânără ziaristă, da, a fost angajată. E normal. Presa trebuie susținută, mai ales în momentele astea. Câte da. Reclame să o dai mână, la vaccinație? O mână de ajutor dată. Mai și angajezi direct pe unii dintre ei. Și am încheiat subiectul. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem. Bună România! Pauză și revenim, da. Este o zi până la ajun, mai sunt două până la Crăciun. În situația asta ne aflăm, ne pregătim să... Mai sunt trei până la a doua zi de Crăciun. Să aniversăm nașterea lui Iisus, că multă lume nu înțelege ce eveniment. Și venirea lui Moș Crăciun. Pentru mulți există această argumentație. Dom'le, și vine moi, în primul rând vine moi. Și apropo de chestia asta, se adună în jurul bradului Marian Godină cu soția sa. Iată acest cadru, dacă putem să-l difuzăm. Și încep să povestească. Cum îți vine să povestești când e vorba de brad? Dar unde sunt aici, într-un colț? Așa, asta e o amenajare pentru canalul de YouTube al domnului Godin. Fac un podcast împreună? Nu, iar domnului, dar uite, cu ocazia sărbătorilor discută cu doamna. Să urmărim imaginile. Hai și să vedem despre ce discută, dacă tot s-au filmat, s-au înregistrat, s-au publicat. Așa sunt tineri, dacă nu se filmează, până nu se filmează... Discuțiile astea exhibiționiste... Da. Nu e bine să le ratăm. Haideți să-l urmărim pe domnul Godină, pe doamna Godină, vorbind despre... Crăciun și cum era tradiția și cum se întâmplau lucrurile. Dar și alte chestiuni de politică internă la zi. Cum era pentru tine Crăciun? Voi făceați brad în fiecare an? În fiecare an, da. De obicei, tata ne l-aducea și îl împodobeam cu mama. Și cu sora. Și cu Ana, da, cu sora mea. Și după ce îl împodobeam, așteptam să vină Moș Crăciun. La noi venea Moș Crăciun. Venea fizic Moș Crăciun. Venea și fizic? Fizic, da. Cine? Până într-un... Găseau părinții și într-un an au rămas în pană de moși. Aha. Și l-au chemat pe tatăl celui mai bun prieten al nostru. Și atunci ne-am dat seama că ceva nu e regulat cu mitul lui Moș Crăciun, că prea seamănă. Și ce primeați cadouri?
dulciuri, haine, Walkman. Am primit... Ce? Walkman. Sau cum se numește? Walkman. Walkman. Ăsta-l las. O să fac niște tip toată viața. Nu, te rog. Și cum era Walkman? Mai ce prostă dacă ești. Cum era Walkman-ul? Walkman. Walkman. Era plin, plin de copii, de găși de copii. Vedeai la fiecare scară de bloc, întrebai, va primi acolo, vezi că acolo nu primește, acolo este ăla voia la alerga, dacă sunați. Pe unele uși scria, nu primim cu plugușorul, nu mai sunați, tot felul ăstea. Și ca să-ți dai seama ce te învăța viața încă de la vârsta aia, cel puțin pe noi, bine, era și o zonă mai așa. După ce ieșeam dintr-o scară de bloc, adică înainte să ieșim, în afară de grupul ăsta de colindători, mai erau niște grupuri care se ocupau cu altceva, nu cu colinda. Hoți? Hoți, era tâlhărie, de fapt. Că te aștepta și ia vin încă. Aveți bani la voi. Da, să vedem. Și îi băgam la șosetă. Lăsam o sumă mică. Nu eram nici proști. Ne ducem. Că dacă te controla după ce ieșeai din scara de bloc și n-aveai niciun leu, își dădeau seama că sunt ascunși undeva. Lăsam o sumă destul de mică în buzunare și restul fiecare la șosetă. Și dacă ne prindeau ăștia, erau destul de mari și nu se punea problema să sărim la ei sau... Da. N-aveai ce face, erau niște copii. Și te controlau și ce găseau, pac, luau. Dom'le, în primul rând trebuie să reglăm un pic lucrurile. Nu te întrebau dacă ai bani la tine. Formularea, asta era formularea. Ai bani pe tine. Așa se discuta, așa se punea problema. Când te aștepta acest individ în fața blocului, tu ieși de la colinda, dar de ce nu mergea el, mă, la colinda? De ce nu colinda el, mă? De ce te lăsa pe tine să te duci să colinzi? De ce nu zice el, bătea la ușă, să rămână, dom, să înălțăm, pam, pam, nu știu ce. De ce trebuie să te lăsa pe godină să colinde, ca apoi să ia banii? Nu se putea duce el direct? Adică era cineva care zice, ăsta nu-i dau. Lasă-l pe godină că el obține mai mult. Adică asta nu înțeleg eu. De ce era nevoie? Păi da, în primul rând, hai să facem niște clarificări. Vă rog frumos. În primul rând, nu cred că îi spuneau ai bani pe tine. Așa era la pe vremea mea. Pe tine este o marcă lingvistică de București. Am înțeles. În regiune așa era. Așa s-a pomenit la noi. La mine regional așa era. Păi regional și la mine așa era, dar între regiunea mea și regiunea ta e un sector. Da. Așa, între regiunea noastră și domnul Godină... E un sfert de țară. Trei munții. Revenind la speța asta. Da, păi așa e. Ce, tu deschizi tuturor? Faci o selecție. Te uiți pe vizor. Te uiți pe vizor să vezi. Nu deschizi. Te uiți un pic, bă, e genul căruia... Poți să nu deschizi nimănui. Să deschizi sau genul căruia să nu-i deschid. Dar, de exemplu, domnul Ciucu, care știm că a venit cu o inițiativă și a zis, domnule, să nu mai vină ăștia cu boxe, colindători cu boxe. Da. Să nu mai vină. Când întrebam, domnule, doar cu boxe sau și cu boxeri? Poate să boxe dacă are, ok. Domnule, ce fel de boxe? Dar nu poți să colinzi la căști, mă? Păi, și fiecare să-și pune și el să-ți cânte așa la micro. Tu s-a auzit acolo. S-a discutat despre Walkman un pic mai devreme. Walkman, da. Ai urmărit tot materialul. Am ascultat. Ei. Dar ideea e următoare. Cum ar fi fost domnul Ciucu colindat de domnul Godină, care vedem că totuși are o tonalitate joasă. Nu-l văd colindând așa mai. Că era unul de stătea în pragul casei, tot timpul zicea, ia mă mai cu viață. Era ăsta de zicea tot timpul, mai cu viață. Dacă tot ați venit, era unul ăsta care se... Eu nu i-aș fi deschis domnul montas. Godină. Dacă... Dar nu era așa. Probabil. Cred că nici lui nu-i deschideau mulți ușa, pentru că altfel n-ar fi... Nu se masca. Păi n-ar fi ajuns la mascați acum să intre cu forța să spargă ușile oamenilor, da. Dacă n-ar fi rămas cu ceva de atunci din copilărie, că nu-i deschideau. Și nu cred că îl refuzau pentru că n-ar fi avut voce sau cine știe, n-ar fi prezentat încredere. Nu. Doar că îți dai seama, devine obositor să stai 45-50 de minute cât durează să-ți termine de cântat domnul Godina, care a observat că are un ritm al vorbirii care pare că materialul audio a fost alterat. Eu voiam să-i rog pe colegii să vorbește mai... un pic mai repede, mă, că până la 8 am treabă. Înțelegi? Da. Dar nu, asta nu înseamnă că nu spune lucruri frumoase și că nu merită urmărit. Dacă aveți timp,
mult și n-aveți ce să faceți. Eu chiar Radu recomand. E fan. Recomand. Bun. Dar vreau eu să fiu hater. Vreau să venim cu un cadou pentru că suntem așa în preajma ajunului și trebuie să dăm și noi un cadou oamenilor, că pare așa că am venit cu mâna goală, nu ne așteaptă. De ce nu ne dăm și noi un cadou emisiunea asta? De ce nu ne oferă un cadou? Uite, cadoul nostru, un prim cadou, că o să mai facem. Un cadou... Stai să văd dacă nu-i doar din partea ta, vreau să văd. Când... Domnul Șumudică vorbind de engleză. Deci este din partea noastră, împreună cu Radu, ne-am gândit la dumneavoastră, sper să vă placă, important este să vă placă. Am pregătit această înregistrare, v-am pregătit o mostră de șumudică, dacă vă place ne scrieți, mai avem foarte mult șumudică, măcar să vă placă vouă cât avem noi pregătit pentru dumneavoastră. Ne-am gândit la dumneavoastră, zic, bă, ce să... N-avea ce să le iei, că aveți de toate, dar nu știu dacă aveați șumudică vorbind de engleză. V-a dat guvernul de toate, v-a dat alocații, v-a dat... Ce să vă mai dă și lipsea doar, și sunt convins că mulți dintre noastre poate n-ați avut acces, poate părerea mea ați fost ocupați, n-ați avut timp, motiv pentru care ne-am gândit că vă va face o mare bucurie în ultima ediție din această săptămână, că mâine avem liber, da, aveți un program minunat la care să vă uitați pe tronsonul 18:20, deci ne-am gândit și am venit cu acest șumudică pentru dumneavoastră din inimile noastre. Cu bucurie. Ceva mai frumos. N-am știut ce să vă dăm, să vă luăm. Da. Haide, îl ascultăm pe șumudică. Vă vine foarte bine, deja văd. Să ne spuneți cum vi s-a părut după pauza de publicitate lipită de domnul șumudică. Hello to everyone. Welcome to my Twitter account. I would like to take this opportunity to have a closer relationship with football lovers around the world. With my players and staff, we are working hard to get a good result against Kayseri. Thanks for your support and we hope to make you happy tomorrow. All the best.